O să te iei un pic, că e dificil, problema mea. La mamă singurat cu 4 copii și în lunile martie și aprilie, chiar și februarie, foarte, foarte greu mi-a fost pentru că nu aveam și hrăni copii. Și m-a rugat Domnul să cu bucățică de pâine măcar să îi hrănesc copilașul. Față de anul acela, anul ăsta, de cred, foarte greu mi-a fost. M-a rugat la Domnul și bă, chiar s-a sunat o soră Mariana. Dumnezeu ei m-a ajutat și în continuare m-a ajutat cu școală. Cu banii aceștia care îi primesc copiii sunt foarte puțini și nu i-a zis să pierzi cu mare, ele din pecat, cumpără produse, mă aută în casă. E foarte greu. Și mulțumesc Domnului cu Dumnezeu există așa. Are grijă de mine și de copilaj. De câți lei ai în casă acum, la un moment dat? La acum, la un moment dat, am 22 lei cu bani. 22 de lei, asta e 1 euro și 10 cenți, 1 euro și 10 cenți. Ce vrei să faci cu 1 euro la 4 copii? Numai cât pânică în casă, le cumpăr doar atât. Tu n-ai știut că o să venim azi la tine și n-ai știut cu ce o să venim. Care ți-a fost ultima rugăciune din inimă înainte de Dumnezeu? Rugăciunea mea a fost că spun Tatăl nostru în fiecare dimineață și copilașii doar tot știu ei și repetă de urma mie și la masă repetă și să am o familie binecuvântată la Dumnezeu și să crească mare, să fii sănătoși și ascultători și mereu în continuare să fie lângă Dumnezeu alături. Să ne rugăm să fie în viața noastră. Ai avut o descoperire, un vis în ultimele zile, săptămâni, ca să ai o binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Eu bat și am visat săptămâna trecută. Ce ai visat? Am visat un înger, să mergem pe drum și am visat un înger merge cu aripi sau cu chiet în fața mea. De asta eu când m-am dus vineri trecut, când m-am dus la Anin și Sara, joi Sara și vineri dimineața când m-am dus și am spus Tatăl nostru, Doamne, oare să fie tot adevărat în vis să apare îngerii? Și mama mea i-a spus, mama zice, Nele, îngerașii tăi are grijă de tine. Amin. Când Iisus a născut, au venit îngerii și ce au prevestit vestea bună. Întotdeauna când noi avem afacere cu îngerii, îngerii sunt trimiși din partea lui Dumnezeu să ne aducă o veste bună. Și vestea bună este că astăzi Dumnezeu ne-a trimis pe noi la răspunsul rugăciunilor tale. Amin? Că Dumnezeu știu că îți mai rămâne un euro la 4 copii și ne-a trimis pe noi. Aleluia! Voi sunteți copii bucuroși astăzi că Dumnezeu ne-a trimis pe noi la poartă. Da.
Da. Da. Aleluia. Aleluia. Ce pot să spun alea? Îngerul ți-a vorbit, Dumnezeu ne-a trimis, acum rămâne doar să ne bucurăm împreună și să vă invităm pe toți la microbus, da? Peste câteva minute. Noi ne-am să pregătim, să punem tot jos și vrem împreună cu toți copiii să ne ajutați ca să descărcăm totul. Ne ajutați copiii să descărcăm toate bunurile din partea lui Dumnezeu trimise prin îngerii lui. La voi în casă, pentru voi. Amin? Mergeți să ne ajutați înseamnă, da? Bine. Peste câteva minute noi suntem gata ca să vă așteptăm. Sfințească-se numele Tău, fii împărăția Ta, fac-se în voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ce nu ne duce pe noi în ispită, cine izbevește, de ce vezi, că Ta este puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Nu-ți vine a crede mele? Păi Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și te-a binecuvântat? Că pe copiii se uită într-una, cele mădăuri, ei sunt foarte fericiți. Sunt interesant. N-au văzut de mult așa dulciuri multe. Da, Domnul a răspuns la rugăciune. Mulțumim mult din suflet la toți cu binecuvântare la Dumnezeu și mult sănătate la toți și nu am cuvinte să vorbesc. Mulțumim mult din suflet și mulțumesc lui Dumnezeu foarte mult că au auzit rugăciunile mele. Că le vorbesc și le zic mulțumesc din suflet. Mulțumesc Domnului pentru tot ce ați adus. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.